порядка 300 граждан Молдовы, официально МИД заявляет, что он находится в Китае. Зарегистрированных случаев этим видом заболевания среди граждан Молдовы на данный момент не имеется. Но в то же самое время, согласно приказам Министерства здравоохранения, значит, есть поручение провести все необходимые мероприятия для того, чтобы установить, насколько мы готовы, не дай бог, в случае выявления такого случая, что у нас готово или к чему нам нужно срочно подготовиться в ближайшее время. Я думаю, что на эту тему лучше всего высказаться специалистам, которые проинформируют и нас всех, и общественность о том, какие меры нужно, какие меры нужны для предостережения от заболевания этим вирусом. Специалисты уволили проблемы, чисто для дотаря технику материала, а институты медикали. Как экземпл. Чето мешал де фамилии, комфорт нормативы, для чисто зелени, но суть опыта шаса, где мы ешь, кто умеет. Еще до умеча суть тебе нужно. Când te măștile se schimbă la fiecare, minim la fiecare 3 ori, medicul se schimbă și mănușile se schimbă pe fiecare pacient. La moment instituția dispune de 6.000 de măști, ceea ce e pentru 6 zile și 300 de mănuși, e pentru o zi, dacă o luăm conform normativelor și regulilor de securitate. Au necesitate echipament de protecție, ca costume și ochelari. Институции медкари, спитал клиник Белс, чер умеешь эти фамилии, спитал психиатрии, это институции чер мой марка, сын там пласатин в муниципе, но диспунде у нас вот мобил, до тату аппарат мобил для респирации артифициала, петру транспортаря по чересу на спитал републикан, и более фикциоз. Дяша унитати транспорт, у унитати нума, диспунде нума черту для спинца преспитан час, это и салбарин. Далее, ну, платье импликаты транспортаря эвентуалар болнави. Coronavirus, deoarece rămâne muncit fără echipă de reanimare mobilă. La moment, Centrul de Sănătate Public nu dispune de preparate discutive pentru măsuri antiepidemice, eventualele focale de coronavirus. Deci, acestea sunt câteva trei bari probleme majore care trebuie să, cumva, să le soluționăm. Nezvroc, dar este, după cum înțeleg, mănușele de unică folosință, măștile le aveți pentru câteva zile. Este sunt stoc. Sunt stoc de anul trecut. Sunt stoc de anul trecut. Pe anul ăsta am acumulat 20.000 de mărești. Aha. Nu știu cum să fie situația. Da, e clar. Da. Dar noi avem necesitate ceea ce s-a spus, 1.000 de mărești numai pentru personalul care face vizite. Da. Și 500 de mărești, asta dacă e îmbracă o dată. Da. Ele trebuie să fie schimbate o dată, cel puțin la 2 sau la 3 ori. 3 ori. Ori. Domnul Chișlare, noi vrem să încercăm ca pentru personalul medical să găsim cineva să ne facă măști din tifon cu 8 straturi, câte două cel puțin, dar și recomand și la ceilalți persoane, cu să coste mai ieftin, pentru că ele pot fi spălate, pot fi călcate prin asta și dezinfectate. Și pot fi folosite mai mult timp. Ele pot fi folosite 4-5 ori. Cu schimbarea materială. Mai mult și atât, acum este o problemă majoră. La depozitele farmaceutice ce țin de măști, dar nu sunt la fel. Noi, ceea ce am programat, dar noi încă n-am procurat CAPSCO, Centrul de Achiziție în Sănătate, până când m-au făcut licitații, așa că acele 20.000 de măști care noi am programat pe anul respectiv și mănuși, noi nu știm când o să fie făcută licitația, dar eu am așa informație că în Republica Moldova cam de situația nu chiar favorabilă ce ține de măști, mănuși și mahini. Dar care e prețul la farmacie, la o mască, la o pereche de mănuși? Vă spun, o pereche de mănuși, mănuși de stărire, dacă noi luăm prin cap, costă jur la 50-70 de mănuși. O pereche, da? Da, o pereche. Nesterilă. Ce ține de o mască? O mască, iarăși, dacă noi procurăm, așa era prețul, nu știu, la ziua de azi. Da, da, nu care era, care îl cunoști. În jur la 50 de bănuți. Mască de asta care pot să nu să costă, nu-i mască. Nu, corect, domn Bătăr, dar dacă să dicțăm, să nu începem a șerbi măști prin căldări, să le facem, să le spălăm, cum spuneți, dacă, după cum spuneți dumneavoastră, 20.000 de măști ar costa în jur de 10.000 de lei, și
Era în trecut, eu acum nu pot să... Nu, chiar puțin dacă s-a schimbat poate prețul, adică nu s-a mai ridicat în 5 ori, adică... Nu, dacă am o vecină care spune cu păgurat un mască de asta cu 5 lei. Da, care zic cu 5 lei? 7 și cea care e de câteva ori, 5 lei și 50 de bani, atât am cumpărat de pe mașină. Încă o dată, cât costă? 5 lei și 50 de bani pe mască, cea care se folosește mai multe ori, care poate fi spălat, 67 de lei. Care e mult mai bună, dar... 67 de lei una. Una, da. La minister, la minister ne adresăm probleme da, majore. Nu, eu asta și-am menționat, că astea le cumpărăm noi singuri, nu trebuie să îmblăm cu șerutul, că nu e o problemă. Ce ține de echipament special deja, aparat de ventilație, adică cu acelea să ne adresăm. Dar este, eu am vorbit cu domnul Șmulski, noi le procurăm, doar am spus, dumneavoastră, trebuie să ne spuneți că sunt nevoie azi, ce așteptăm noi de la voi, de la specialiști, că aveți nevoie de 25.000 de măști și de 15.000 de mănuși, ca exemplu, nu vă legați de cifră. Și ce și o să numiți dumneavoastră, trebuie în mod de urgență de pregătit. Suma de bani de care merge vorba la nivel de municipiu, adică o să păi ajute mai mulți oameni să evite o gripă simplă, nu mai vorbim de coronavirus. Și, adică nu e așa, Doamne ferește, băi gătovă-mi, că trebuie să zvăniți с министерством, значит, узнать, что они планируют. Что они планируют. Значит, если получится все-таки так, что они не планируют и сидят, протирают уши, значит, мы должны это закупить. Я не буду выходить потом к людям и сказать, болейте на здоровье, потому что тетя Тамара не дала поручению дяде Васе и так далее. Плюс это те виды товаров, которые не имеют срока годности, что они заплесневеют через месяц или выкинут. То есть эти перчатки, эти маски пригодятся. Поэтому правильно говорит Батыр, муниципальный совет является учредителем Центра семейных врачей. Вот больница вышла, сказала, говорит, у нас по бахилам, по перчаткам, по маскам все в порядке. Значит, сегодня они республиканская больница, они говорят, что они готовы. Мы сидим, спорим, брать центру семейных врачей или не брать. Нет, надо брать. И дай бог, чтобы это нас обошло стороной. Нет, еще раз, сэкономим за эти деньги, которые будут потрачены на закупку перчаток и масок, сэкономим деньги на лекарствам тысячам людей, которые не заболеют простым гриппом. И люди сэкономят на лекарствах. Вот и вся ситуация.